E boget, e îndemn. Domnul Nicolae Mintenco, profesor, tată, bunic, maestru, izvor de propagare și promovare a comorilor noastre strămoșești. Astăzi, la sărbătoare, au venit să ne bucure inimile prezența sa. Romeo Sandulescu, consul general al României la Cernăuți. Jurnaliștii Ilie Gavanos. Nicolae și Felicia Toma. Nicolae Șapcă. Domnul Valerii Cucereabu, șeful Direcției Regionale de Învățământ și Știință. Primarul satului Boloca, domnul Ion Struț. Liviu Rusu, locțitorul șefului Administrației Raionale Liboca. Doamna Tatiana Zaez, Direcția Regională de Cultură, Administrația Regională de Tatăl. Cazacu Gheorghe, șeful Camerei de Comerț și Industrie a județului Suceava la Cernăuți. Îi așteptăm cu nerăbdare aici la noi în sală pe domnul Opaeț, Arcadie Opaeț, președintele Societății Mihai Eminescu. Și domnul Tărățeanu, Vasile Tărățeanu, deputat în Consiliul Regional Cernăuți, președintele Fundației Casa Limbii Române. Bine, prezentăm încă? Da. Poate mai e cineva în sală și nu știam. Dați-mi voie să vă spun că în sală la noi este în față șeful învățământului raional, domnul Șeț. Doamna Vozniac, sindicatul raional. Și doamna Poverejna, șefa cabinetului metodic din raionul Priboha. Mai cultura, da, și mai... Șefa culturii, da, doamna Criucico. Toată viața sa, domnul Mintenco, a fost înconjurat de prieteni, care au fost drept stâncă de sprijin. La fel și astăzi, maestre, prietenii dumneavoastră sunt alături. Vestit pe toate meridianele, peste tot, unde l-au purtat solii săi cei mai înzestrați, cântecul românesc s-a impus prin originalitatea, bogăția și varietatea lui fără seamă. Asemenea soi ai cântecului popular românesc, de pe acest picior de plai, mai ales, accentuez din satul Boloca, este Orchestra Trandafir. Vindem în scenă Orchestra de Muzică Populară Trandafir, maestru din jur Gheorghe Ionițe Onofreciuc. Vă rog să aplaudați!
grai, cu zbor de ciocârlie mioară. Unde ai, primește-mă la umbră, ai, ca mea mândră, bună moară.
fără mai lasă. În primul rând, scăpați-mă de această povară frumoasă. Și vă rog să... să le adăugați celorlalte flori, probabil că veți mai primi. Ar fi bine să descrieți o florărie. Mai vin de zi, da, și tot pentru început am să fac câteva oficii. În primul rând, Consulatul General acordă diploma de excelență domnului artistului Dumitru Mintencu pentru merite deosebite în promovarea Nicolae Mintencu pentru promovarea limbii, culturii și spiritualității române. Aici are mai multe CD-uri cu muzică populară românească din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Banat, Transilvania, Maramureș. Măcar de le-ați luat pe toate repertoriile. Știu că vă preocupă muzica, deci educația muzicală este un drumător metodic. Pentru că nu uitați niciodată România, aveți un album aici de tașă. În plus, câteva cuvinte. Sunt rare și frumoase momentele în care un artist este cinstit, așa cum se cuvine, de colegii, prietenii și admiratorii săi. Și domnul Nicolae Mintencu merită cu prisosință această onoare, pentru că nu este ușor ca 50 de ani să fii în slujba alor tăi, să ne cânți durerile și bucurile și mai ales să educi foarte mulți tineri pentru a fi oameni drepți, buni și cinstiți în viață și dacă se poate să fie și artiști. Numele domnului Dumitru Mintencu, Nicolae Mintencu, este cunoscut, este cunoscut și în România și noi ne bucurăm pentru succesele domniei sale. De câte ori am avut prilejul, Consulatul General a onorat calitatea artistică a domnului Mintencu, așa cum o face și astăzi. M-aș bucura mult dacă și în alte localități, în alte sate și chiar în Cernăuți, asemenea acte artistice ar fi din ce în ce mai pregnante. În curând vom începe suita de manifestări ale Consulatului General al României dedicate Zilei Naționale a României la 1 decembrie. Sperăm să vă bucurăm cu câteva concerte, inclusiv de muzică cultă, cu câteva expoziții, cu un concert de muzică folk și cu alte activități care să vă amintească totdeauna că patria istorică a dumneavoastră este România, că patria în care locuiți este Ucraina și că între România și Ucraina există relații bune, așa cum s-a dovedit și la ultima vizită a domnului președinte Iușcenco la București. Îl felicit încă o dată pe sărbătorit, urez multă sănătate, multă putere de muncă și multă creație. La mulți ani! Sufletului cărui nu s-a riscat melodia potrivită, să-l aline, să inspire bună dispoziție, să-i dea vieții un farmec, un farmec deosebit. Omul păstrează cunoștințele moștenite din străbuni, o comoară pe care o transmite aceluia cu care își duce traiul împreună și o lasă generațiilor viitoare. Anume aceasta s-a străduit să o facă toată viața domnul Nicolae Mintencu, altoind în sufletele copiilor, a elevilor săi, pasiunea de valorile lăsate moștenire de străbuni. Invităm în scenă pe Elena Onofriciu, eleva domnului Nicolae Mintencu, care va încânta cu cora Podrule.
Nicolae Petrovici, vă felicit cu această frumoasă stare de creație, vă mulțumesc pentru invitație, că m-ați invitat, vă doresc multă sănătate, succes în viitor și mulți ani fericiți! За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок.
у справу виховання підростаючого покоління та розвиток національної культури із нагоди 65-річчя від дня народження та 50-річчя творчої художньої діяльності. Відділ культури. Хай щастить вам у житті, а світла зоря удачі береже вас. І дорогих вам людей від тривог і незгод. Кожен новий день відкриває наступну сторінку у житті. Приносить задоволення, зігріває серця людей, ваша благородна праця. Успіху вам у всіх благородних справах і починаннях. В ім'я процвітання нашої держави. Миколу Петровичу, мені ще приємно вас вітати не просто як працівника культури, ми з вами колеги, я також педагог, хоча в мене не є такий досвід, як у вас, в мене тільки 18 років педагогічного стажу. Але від усієї душі, від усього серця я вас вітаю. Вітаю людину також широкої душі, широкого доброго серця. Оця творчість, яку ви даруєте людям, яку ви вмієте подарувати оце тепло, ось, і ту красу, яку ви несете, це варто таких гарних слів і людського вину вам за вашу працю. Цього вам найкращого. Від усієї душі вас вітаємо, прийміть наш дарунок від нас. І ще раз всього вам найкращого. Дякую, Майя. Tutte le vale donne mi tengo, ci hanno fost. Și m-am îndrept foarte mult cu aceasta. Pentru că multe vorbe, multe povești am înțeles și am învățat de la domnul Mintenco. Pentru mine are o semnătate foarte mare. Fie ca viața dumneavoastră să fie un drum liniștit, drept, presurat cu trandafiri și lăcrimare. La mulți ani!
ще будучи дуже молодим, і коли появилися тільки перші телевізори, і програма, хто пам'ятає старший, була така «Сяйво», і там виступав Микола Петрович. Я запам'ятав з цієї програми, а потім вже, коли працював в Глибоцькому районі вчителем, коли ми вже разом на зустрічах, на різних семінарах ділилися досвідом, Микола Петрович передавав нас під час своїх уроків учням, передавав на час, під час концертів ту гарне, ту культуру народну, доносив до всіх. І за це вам тільки честь і слава. Всі найкращі слова, які ви сьогодні сказали, педагоги району, педагоги області, педагоги України, я вже не кажу колишньої держави Радянського Союзу, де ви виступали на багатьох сценах. Це ваша заслуга, це найкращі вам за це слова подяки. І дозвольте сьогодні від обласного управління освіти, які також передали найкращі вітання і нагороджують Миколу Петровича почесною грамотою, вчителя румунської мови та літератури, за багаторічну сумлінну працю, творчу працю, вагомі успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління, особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди 45-річчя педагогічної і 50-річчя творчої діяльності та 65-річчя від дня народження. Начальник управління освіти і науки Валерій Кучерявий. Аналогічною ж грамотою тільки відділу освіти нагороджується Микола Петрович. Це також найкраще наші вітання. І дозвольте мені, це не все, від районної ради ветеранів нагородити медаллю і посвідченням до цієї медалі. Ну, а пам'ятну адресу, яку присвячує наша освітянська галузь Миколі Петровичу, прошу зачитати Олександру Жовину. Миколі Петровичу, віват! Від щирого серця вітаємо з ювілеєм. Доброго ранку і доброго дня. Тут вся Мінденка зібралася рідня. Ми привітати, привітання йому принесли і вшанувати Миколу прийшли. Доброго, мудрого, щирого друга. Хай обминає негода і напруга, хай щохвилини добро прибуває, а на порозі лише радість вітає. Щастя вам зичимо жити 100 літ. Що листопада, хай лине привіт від однодумців, родини і колег, друже надії і праці стратег. Тож поспішайте у дружні обійми, міцно потиснемо руки усіми, квіти вручаємо і щедрі дарунки, а від жіноцтва міцні поцілунки. Дорогий наш друже, ваш золотий ювілей – це ще не старість, це ще літа межа, це ще диво і радість, коли юна душа осінь щастя малює на життя вітражах, осінь лагідна входить і несе пожалі для Гентенка Миколи і кличе в дальні краї побувати на Кіпрі, на Гавайях, Криму, бо в болоті присвітлі вже набридло йому. Хай збуваються мрії і квітують літа, у достатку і надії кожен день процвітає. Дай Бог, щоб так і було. Дорогий Миколу Петровичу, поетичні слова від імені жіноцтва, педагогічного жіноцтва Глибочини, вам сказала Олександра Григорівна. І хоча я філолог, так як і ви, я спробую при допомозі прози виразити свої сьогоднішні почуття. Бог вам дав здоров'я, удачу, щастя і талант. Своєю працею ви заробили, заслужили у своїх учнів і своїх односельчан повагу. То я хочу вам побажати, нехай Бог вам дає надалі ще багато років щасливих років життя, нехай з вашого серця ллються вірші і пісні, і щоб ваш голос довго ще нас тішив. Щастя!
vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, vă mulțumesc pentru că ați stat lângă mine când am dat examenele și vă doresc atâta, să fiți tineri ca primăvara, frumos și tare ca vara și bogat ca toamna. La mulți ani, vă profesor! De cuvintele spuse, cuvintele frumoase spuse în adresa lui domnul Nicolae și să-l felicit astăzi cu sărbătoarea jubileu 50 de ani de activitate artistică. Și acum aș dori ca atmosfera asta de sărbătoare, mai am câteva gramate din orchestră, de soliști. Aș vrea să le mânez acum. Solistul Nicolae Guz. Poftim. Cea mai tânără solistă, Gabriela Mădriciuc. Ia-ște! Ia-ște, ia-ște! Haide, după la așa! Rogie Cristina! Și iarăși, Ana! Participare la festivalul culturii. Din partea mea vă felicit călduros cu aniversarea acestei priviri și vă doresc acest cadou muzical. Voi încă de mâni și plâni.
În primul rând, nu voi vorbi din partea Fundației Culturale Casa Liberă Românii, sunt în mod delicit în calitatea mea de membru al Comisiei pentru Cultură și Învățământ al Consiliului Regional de Deputați, de către domnul Ivan Aristovici Lepnitschi, care este plecat în Polonia, să emânez această gramotă, această procesnă gramotă, Zăbahatorici, nu sumlinu, tvorci, brațiu, natalena, hosvite, hlubocine, la homo sovistă, si dobutki, rozvitku narodnog amatorskog mistestva, ta znahodeșe si pti petirića, vid dnia narodження, nagrodžujeca, Vintenko Mikhailo Petrović, včitelj rumunskoj move literatury, volodskoj zagalnoosvitnoj školi, першого третього ступені Глибоцького району, Іван Шелепницький. Personalul m-a rugat ca să transmit urări de bine, de sănătate și a spus că va veni numai decât la jubileul de 70 de ani, 75, 85, 90 și așa mai departe. 100. Iar acum, din partea Fundației Culturale Casa Liberă Românie, o diplomă de excelență se conferă domnului profesor Nicolae Mintencu, din Comuna Voloca, Raiul de Boca, Regiunea Cernăuți, pentru dăruire exemplară cu care a slujit și slujește limba română, contribuția excepțională la educația tinerilor generații de români, în spiritul celor mai frumoase tradiții naționale românești, ale iubirii de neam, de limba maternă și de credința strămoșească, precum și pentru generozitatea și talentul deosebit cu care promovează cântecul popular românesc pe meridianele sufletelor noastre. Vreau să vă spun ceva cuvinte. Am avut fericita ocazie să fiu coleg de facultate cu Nicolae Mintencu, să scriu mai multe articole despre domnia sa. Am avut bucuria ca să-mi cânte la nunta mea împreună cu volocenii dumneavoastră care sunt mai în vârstă aici, Tica, cărora este tot albă. Și vreau să spun că de-a lungul acestor 40 și ceva de ani de când ne cunoaștem, Nicolae Mintencu a rămas același, om cinstit, curat, muncitor, simplu, un român adevărat, un om care își iubește statul, care vă iubește pe dumneavoastră, pe toți, și cu care dumneavoastră vă puteți mândri, chiar dacă el nu are un titlu de artist al poporului, precum îl au alți voloceni care au plecat de acasă. El a rămas aici. Își face aici această muncă de artist al poporului, nu numai în regiune, adică în satul Voloca, ci în întreaga noastră regiune, purtând cântecul românesc de aici, cântecele de aici din Voloca, purtându-le departe peste otarele regiunii, în România, în Republica Moldova, fiind pretutindeni întâmpinat cu dragoste și răsplătit cu aplauze date din tot sufletul pentru talentul lui excepțional, pentru frumusețea sufletului lui și pentru generozitatea cu care se dăruie și ne cântă întotdeauna pretutindeni la toate sărbătoarele noastre. Câte medalii de acum și câte premii la care ați adăugat și aceste două gramote astăzi, cred că are acasă un teanc întreg și poți deschide un muzeu. Dar nu acestea importă. Importă dragostea noastră cu care ne înconjurăm și cu care acum îi dorim la, cu toții la mulți ani, dragă Nicolae, de Doamne, ca să-i tot fericit. De sănătate cu ocazia acestei aniversări a dumneavoastră și primiți în cadou o lucrare, ochii văd, inima cere. Ce folos că noi puteam. Și vecea cu mâna
E hramul și vin de acolo cu o singură condiție. Vin aici, vine orchestra și maestru în data de 18 la sărbarea o 15 ani a corului Dragoș Vodă. Asta a fost condiția. Dar nu am venit. Din acest motiv ce am venit la un prieten mare a cânticului românesc, a venit la ambasadorul nostru a Bucovinei, a culturii românești, în întreg spațiul ei. Avem aici în sală consul, dar nu mai sunt la Cernăuți. Dar dumneata, Bădie Nicolae, ești consulul, am spus, ambasadorul nostru în întreg spațiul românesc. Mă adresez la dumneavoastră, orchestre, maestri, prietenii mei. Ceea ce ați făcut dumneavoastră din Consăteanu dumneavoastră este o minune. Și acum mă gândesc, n-a trebuit eu sau el din dumneavoastră. Zic, aici este o reciprocitate când se îmbogățește talentul, anii, experiența și dumneavoastră, dragi voloceni, sunteți vestiți, până și în China am auzit, ne mai vorbim de Europa cu altă artă, arta rochiilor, tot o artă extraordinară, dar maestru Nicoliță a făcut ceea ce nu fac mulți. Vorbește în direct cu Dumnezeu, vorbește în direct cu istoria și vorbește în direct cu viitorul. Prin el, dumneavoastră, o să rămâneți în veșnicie. Am aici un buzunar, un plic.
100 de pupuri din partea societății Mihai Eminescu și a familiei Opaiț, dar vezi, florele văd că le întorc înapoi, fă acest lucru cu plin. Când am ajuns de la aceea, și acum, credeți-mă că am emoții și emoții, nu că deosebite cum folosesc majoritatea acest cuvânt parazit, dar am emoții că în fața mea șede domnul primar lângă o femeie atât de frumoasă și mă uitam la Cristina. Și mă uitam la Cristina asta și am ascultat acest cântec minunat a maestrii dumneavoastră, că anii trec, Doamne, am fost tânăr și frumos și am rămas numai frumos. Eu, Arcadie Opaiț, ce s-a întâmplat cu mine? Așa că nu te plânge, îți găsești ac și pentru pielea dumitale. Ție, michitel, dar vesel să fie. Am cam lungit-o, dar credeți-mă că această sărbătoare a vocii, a culturii noastre naționale, o să treacă toate granițele. Și, în fine, am plăcerea și onoarea să vă fac încă și încă o dată invitația de a ne întâlni în data de 18 în Palatul Academic, la orele 13, la serbarea a 15 ani de la înființarea corului Dragoș Vodă. Majoritatea, adică o parte bună din coriști, sunt din Voloca și dirijorul secund al acestui cor este tot volocean. Și mă gândesc, când treceam cu mașina pe aici, numai dintr-o sărăcie cam Voloca pot să apare așa talente. Mă închin în fața domnilor voastre. Aș vrea să vă spun două vorbe. Vă doresc multă sănătate, bucurie și la mulți ani. Și în dar acest cadou muzical.
вже вже вечора. Дорогі друзі, доброго дня, Буковино! Буна діва Головко! Я маю сьогодні велику честь. По-перше, вперше побувати у вашому чарівному, прекрасному селі Волока, знаному не тільки на Буковині, але й в усьому світі. Я маю честь сьогодні привітати таку славну, милу, щиру, добру людину, популяризатора рідного слова, популяризатора рідної пісні, хорошого наставника, доброго товариша. Я сьогодні переконалася в тому, що поряд із таким прекрасним солістом на сцені співали ще дуже багато молодих солістів. І це дуже прекрасно. Від імені обласного управління культури я щиро здоровлю вас з таким прекрасними, не з таким, а з такими прекрасними ювілеями. Вже сьогодні говорили, що Бог вас обдарував найціннішим багатством – здоров'ям. У такі роки і так гарно виглядіти, не наче юнак, блондин, молодий, здоровий. Я вам особисто бажаю співати ще багато-багато років. Я сьогодні хочу подякувати всім учасникам Народного оркестру народної музики «Трандафір», його прекрасному керівнику. І дозвольте від імені управління обласної державної адміністрації зачитати грамоту, адресовану Мінтенку Миколі Петровичу. Нагороджується соліст, вокаліст будинку творчості та дозвілля села Волока за високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток культури Буковинського краю та з нагоди ювілеїв. Я щиро здоровлю вас! Nicolae Petrovici, vă zic așa, că așa vă cunosc acest nume, nimic el, probabil lângă până când nu umblam la școală, că nu suntem departe, suntem vecini. Mi pare bine că am ajuns astăzi, sărbătorim această zi frumoasă a dumneavoastră, dar vreau să vă spun că între aceste flori frumoase, cât naturale, atâtea și vii care v-au cântat, deloc nu aveți 65, dar aveți numai 35 și neîmpliniți încă. Plus 30. Și mulți înainte încă. Pare bine. Mi pare bine, domn Mintenco, că dumneavoastră, împreună cu această orchestră frumoasă care o avem în satul nostru, ați făcut ca Voloca să fie cunoscută departe de hotarele ei. Moscova, Rezani, Moldova, România, Ungaria și în alte părți ale lumii. Totodată îmi pare bine că de acum de mulți ani lucrăm împreună într-un colectiv și mi pare bine că au ajuns acum și în acest colectiv roadele dumneavoastră, care sunt alături de noi profesori de limbă și literatură română, de asemenea cântăreți și poeți. Mi pare foarte bine. Din partea colectivului pedagogic, care sunt toți azi în această sală, dați-mi voie să vă dorim, în primul rând, multă sănătate. Succes mai departe pe tărâmul pedagogic
și cultural. Să aveți bucurie cum ați avut după copiii dumneavoastră, acum să aveți după nepoțică și nepoți. Dumnezeu să vă ajute în toate. Din partea noastră, primiți acest cadou frumos. Și eu, de toate felicitările auzite în această seară, vă doresc și eu din partea mea, din partea familiei Andrieș, din partea colectivului, multă sănătate, spor și bucurii în munca voastră de toate zilele. Mulți ani să ne trăiți, domn Nicolae! Dumnezeu este eleva lui Ion Paulenco. O să vedeți roadele muncii lui Ion Paulenco, cum cântă Dumnezeu. Vă rog să aplaudați!
mândra dumneavoastră localitate este o sărbătoare mare. Desigur, e și pentru acest vinovat, domnul Nicolae Mintengu, pedagog, rapsod, poet. Eu îmi cer scuze, în primul rând, să scăp de greutatea aceasta. Aș vrea de la început să emunez domnului Mintengu cu acest copac viguros, cu toate că vedeți singură că el de acușa pleacă în semn de stime față de talentul domnului Mintengu pe talele. Într-a doilea rând, deci, florile acestea puțin și-au aplecat capul, deoarece drumul acesta de la Cernăuț spre Volos, de Voloc, în special în sat, vedeți că cu are multe gropi. Și la toate acestea se mai adaugă și fricul din sala aceasta, cu toate că inima domnului Mintengu vă încălzește pe toți și vedeți că sala e plină, nu e loc ca să-i încapă pe toți. Deci și în sfârșit, știu că domnul Mintengu l-am auzit cântând Bun e vinul Ghiurghiuliu. Dar niciodată nu l-am auzit să spună să cânte Păhăruț Pome. Nu tremura, nu de bea, nu de mânca. Vedeți dacă sunt mai slab cu paharele. Deci eu vă doresc ca această tărie să puneți pe masă și să încercați din ea cu cei scumpi și dragi. Deci să nu întind vorba, de acum cred că sunteți osteniți de vorbe, diplome. Din păcate, noi nu tipărim diplome încă, până ce. Deci v-am adus câteva ziare în care ziariștii noștri au scris despre dumneavoastră. Și să închei, să nu vă plictisesc, aș dori să vă doresc ca viața voastră tânără încă, frumoasă, să ancoreze lin și ușor pe toate valurile vieții, întâmpinând orice greutăți, orice năpaste și oprindu-se întotdeauna la țărmurile norocului, fericirii, bunăstării și, desigur, a unei vieți mai bune că o meritați. La mulți ani și toți buni! Nicolae Mintengu, s-au spus atâtea cuvinte frumoase în seara asta. Eu mă alătur la aceste cuvinte și vreau să vă spun doar Domnul ca să vă bolugoslovească, mila sa de sus cerească, să vă dea unire în casă și tot binele pe masă, să fiți grași ca toamna, dar drăgălași ca primăvară, să fiți îngăduitori ca o grădină cu flori, să fiți înzestrați ca pomii vară încărcați, de Dumnezeu blagosloviți, de Maica Domnului măriți, la mulți ani! Aniversar, o urare-ți fac și-un dar, viața
să-ți fie frumoasă, liniștit, armonioasă, Dumnezeu să te-o protească, perele să te ferească. La mulți ani, la mulți ani, sănătate și mulți bani, la mulți ani, cu fericire, să ai parte de iubire. Привітати вас із прекрасним святом. Життя поставило сьогодні дві оцінки, 65 років – це дві п'ятерки і навіть на одиницю більше. Це дуже серйозно. І 50 років творчої діяльності. Це дай Бог нам прожити, тому що це серйозна дата. І від щирого серця я годину тому так дізнався вже, було записано, але дізнався, що у вас такі серйозні дати. І вирішив, що все-таки я приїду. Я знаю, що була вручена грамота, а зараз хотів би від себе особисто, від імені Голубської районної державної адміністрації, подякувати вам за ту роботу, за той доробок, за те, що ви зробили в житті. Хочу сказати, що я не всю вашу творчість знаю, але коли ви співаєте, там є у вас слова «Міття єсте», пам'ятаєте? Є, це ваша пісня, тому що по цій пісні я так згадуюсь, що співає Микола Петрович. Ну, дуже гарно. Я хотів би в цьому гарному залі, перед таким шановним товариством, подякувати вам за ту книгу, яку ви випустили також. Це серйозна робота. І хочу відзначити, дійсно, дай Боже, щоб побільше таких талантів, як ви, родила наша земля. Щоб все було в нас гаразд. І ви знаєте, колись десь 7-го, 8-го святкували такі жовтневі свята. Це відійшло минуле, але як годилося і годиться, в нас залишилося. От сьогодні Глибочне святкує, взагалі це храмовий день для Глибочне, знаковий день, тому що сьогодні 6 храмів, сьогодні 250 років Луковицької церкви. Сьогодні святкує храмове свято село Чагор, Червона Діброва, Привороки, найбільше село Кам'янка, Петерчанка. І тому, ви знаєте, в цей знаковий день таке святкування. Тому дозвольте ще раз привітати вас цим днем, побажати вам і вашому колективу, дійсно, одному з найкращих колективів на Україні, творчих доробків, творчих злетів і надалі. Вам персонально і всім добра, здоров'я, щастя, удачі. І ви знаєте, якщо взяти по біблійних заповідях, там люди жили 600, 700, 900 років. Тому я скажу так віршом. Такі широкі молоді, а скільки зроблено в житті? Але Микола Петровичу, зробити ще більше треба. Отож, безхмарного вам неба і надалі також шани від людей. Добра, здоров'я, щастя, удачі! Deci, mie îmi rămâne doar să vă zic la mulți ani, de la mine atât, de la Dumnezeu mai mult, deci la mai mult și la mai mare și de la foarte bine în sus. Din
foarte impresionant, domn profesor. Special pentru dumneavoastră a sosit aici un buchet de flori din partea colegilor de clasă. Câți au mai rămas? M-au rugat ei pe mine să vă transmit aceste flori și să-i pomeniți pe cei ce nu-s și să-i prețuiți cei care mai sunt. Felicitări! Ne știm patru că mai suntem, nu știu ceilalți pe ce cale au luat-o. Ilie Ivanos, Bujor Mihăiță și Nikita. Nikita Mihai. Mulțumesc frumos, mi-a dat mult să trebuiască mult și felicitări. Stimați spectatori, Bucovina este slăvită cu multe talente, dar cred că atâtea talente cât sunt pe pământul acesta, în satul Voloca, cred că puțini au atâtea talente cât sunt aici. Am închipuire că aici, în Voloca, și pământul cântă. Nu știu. Dacă îl prășim. Dacă îl prășim. Și nu știu cine a asemănat atâta semințe, atâta talente, care mă uit în seara asta de toți sunt profesioniști. Spun că populare, dar sunt foarte buni muzicanți. Și ca Axacalu, care eu cred că a educat atâția copii, atâția talente, este domnul Nicolae. Dați-mi voie să vă fericit cu această zi minunată, să vă doresc sănătate, bucurie, numai bune în viață. Ce-mi doresc mie, așa vă doresc și dumneavoastră. Și aceste cântece care le-am adus, eu spun că, într-adevăr, parcă ați fi scrise cuvintele pentru domnul Nicolae. El un gospodar bun, un român adevărat. Și nu de undeva, dar din Bucovina. Mulți ani fericiți, să ajungeți la ajutorul Dumnezeu tot nădejde bătrânețe, să nu perdeți acest dar de la Dumnezeu care a primit. Să-i mulțumesc frumos și eu. Mă merg cu drune de tine și de frunză de subtine. Mă merg cu drune de tine și de frunză de subtine. Că nu-mi bătrânești ca mine.
Maestre, bună seara, cu toate că ne-am văzut. Spun bună seara tuturor care mă privesc și mă ascult acum. Sunt onorată de dumneavoastră prin faptul că m-ați invitat. Eu cânt muzică ușoară și muzică folk. Întotdeauna am fost educată într-un spirit mai, să zic eu, postmodernist, cu toate că muzica populară este la fel de postmodernistă. Dar auzind, venind la Cernăuți, fiind studentă la facultate și auzind vocea catifelată, timbrul de voce extraordinar al domnului Nicolae Mintencu, am început să iubesc muzica populară, să iubesc puțin. Astăzi trebuie să recunosc că am văzut în această sală oameni foarte talentați, voci extraordinare, voci de excepție. Domnule Nicolae Mintencu, dacă le-am auzit astăzi aceste voci aici, să știți că este meritul dumneavoastră. Vreau acum să vă aplaudați atât pe maestru, cât și pe toți tinerii care fac. Participând la manifestările, vă mulțumesc, participând la manifestările organizate pe parcursul a aproape 12 ani de când sunt în centrul regional, am avut doar astăzi posibilitatea să aud voci noi pe care nu le-am știut până acum. Doamne cu voci extraordinare, studenți și la colegiile și la instituțiile de învățământ din Republica Moldova, oameni foarte talentați. Aveți un potențial în acest sat de invidiat, potențial pe care nu-l au alte sate din regiune și din Ucraina. Vreau acum să vă atenționez și să vă rog, în epoca valului, nu pierdeți ce e cu ce v-a înzestrat Dumnezeu. Nu pierdeți talentul și prețuiți ceea ce ați obținut de sus. Banul l-ați câștigat aici pe pământ. Vă rog să nu pierdeți aceasta. Și un mic suvenir din partea puștilor colegi. E o pungă modestă, dar scrie Ucrainske Radio. E vorba de Radio Ucraina Internațional, redacția emisiunilor la limba română, unde domnul Nicolae Mintencu, din câte știu, a fost și un colaborator. Colegii, redactorul șef, colegii, vă transmit cele mai sincere urări. Și deoarece jurnalistica, ziaristica nu poate să-și permită să călătorească prea mult, ei nu au putut să vină astăzi, pentru că vor fi peste vreo oră, două, în etern. Trebuie să pregătească emisiuni, dar sunt cu sufletul, cu inima alături de dumneavoastră. Și am văzut și cartea domnului Nicolae Șapcă, o carte extraordinară, care oglindește în tocmai viața și activitatea dumneavoastră. Sunteți un om foarte talentat, pentru că există oameni care știu să cânte, există oameni care dansează bine. Dumnealui este și pedagog excelent, este și filolog excelent și un artist adevărat. Eu vă felicit, aplauz de domnului Nicolae Mintencu și acest suvenir. Astăzi voi interpreta o piesă la care știu că țineți dumneavoastră mult, care vă place. Și am să rog sala, cu toate că dacă nu mă veți susține, să fie liniște, pentru că o cânt, în primul rând, domnul Nicolae Mintencu. O rădure pentru țara Fagilor, pentru țara noastră. Până la urmă a rămas toată prima. Rog să-mi aducă și chitară. Chiar mi-au dat și scaunul la regal. Și un
ce moare. Pe acest veșmânt al codrilor de fapt, colinde mai avem spre înălțare. La cerul nostru pur și tulburat să se reverse iar belșug și soare. Pe acest pământ atât de înstrăinat, mai curățim și plugul de rugină, mai aruncăm jerafic la plămâni, să tragă brazda-n spini la rădăcină, pe unde n-am arat de atâția ani. Nu s-a pierdut sămânța cea curată, cu pleava ridicată în slăbă de vânt. Veniți copii cu fața luminată, de greul semănat pe acest pământ. Ca niște cruci sub munți, prin ceață parcă intră cimitire, în prag de ani, pe cerul greu ca lutul, poate vreun semn mai bun s-a arătat. Nisipuri negre duce-n țară frutul, și dincolo siretul revărsat. În prag de anul nou, atâta ceasă, s-a îngrămădit la geamuri ca în zăvoi. Ei nu mai vezi nici ochi de cer, nici față, și umblă mască iudă printre noi. Nicolae Vintemco, am emoții și după toate acele cuvinte frumoase spuse, deci am cules și eu câteva momente care am fost de acord cu doamna care a vorbit în fața mea, doamna Jetari, că într-adevăr domnul Vintemco, într această perioadă de 50 de ani de creație artistică, cred că le-a șoptit la mulți această dragoste de a cânta, de a înmulți acest dar, de a înmulți acest obicei frumos de a crea, de a menține, de a susține obiceiul popular român, moldovenesc și așa mai departe. Și domnul Vintemco, cred că dumneavoastră trebuie să îți atârni stima față de orchestră care cred că nu numai o dată v-a ascultat și a făcut tot posibilul ca glasul și cânticul dumneavoastră, ca un rezultat al muncii, să iasă în efir curat, modern și
cuprinzător, atrăgător acestor persoane care asistă astăzi în sală și au asistat mai înainte în mai multe localuri de cultură. Deci dați-mi voie că din partea mea personal, ca fost elev al dumneavoastră, din partea Alinei care a fost elevă dumneavoastră, din partea Comitetului Executiv, a Sfatului Sătesc, să vă fericit cu aceste trei date importante care sărbătorim aici astăzi, într-o această sală. Și să mulțumim celor persoane care au creat aceste condiții ca să ne simțim în zi de sărbătoare. Vă doresc mulți ani fericiți, sănătate și împreună să cultivăm mai multe talente în comuna Voloca, Râșuț, care aparține de primăria satului Voloca. Și cu ocazie că sunt pe această scenă, m-am relaxat puțin, emoții sunt mai puține. Dați-mi voie să mulțumesc tinerilor din comuna Voloca și Râșuț, care în parcurs de un an de zile au muncit și au primit Cupa raională pe raionul Gliboca la fotbal. Și vă duc la... Să vă invit pe data de 18 noiembrie la orele 12 într această sală, o să fie sărbătoarea înmânării acestui trofeu care este meritat pentru fotbaliștii în frunte cu comandirul, capitanul, directorul comenzii, domnul Simeniuc Nicolae. Îl felicităm și pe dânsul. Deci încă o dată mulțumim tuturor orchestrei, domnul Mintencu, directorul Casei de Cultură, tuturor celor care au colaborat și au contribuit ca să fie această sărbătoare într-o această seară în Voloca. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Cât de mult sunteți! Adu șampania, mă, ce stai aici? Mai recunoști! Aici sunt bodyguards-ii mei. Singur, mi-a fost frică să vin în Voloca, știți cum se întâmplă acum. Bodyguards-ii mei are 71 de centimetri. Ăsta e puțin mai înalt, da. Lăsă-mi încoace floare și fugiți acasă. Așa. Măi Colea, nu măi Colea, nu. Măi Nicolae Petrovici, Nicoluță. Să nu spui nimeni că suntem de o seamă, măi, că a crede lumea că și eu sunt bătrân ca tine, știi? Te felicit din toată inima, ține-te rog, florile astea și șampania z dnem rождения. Să traduc în limba română sau o deschidem aici sau pe urmă? Aici o deschidem, da? Stai că primariu aici, nu-i bine, nu-i bine. Bine, îți mulțumesc, te felicit încă o dată. Hai, dă-mă așa. Vezi că tremur, mă. Eu vin de la concert, acum a fost o sală foarte friguroasă. Mai friguroasă ca în Voloca, cu mult, da. Așa, ia loc, te rog, ia loc acolo, da. Și să fii sănătoși, să cânti. Eu nu știu dacă voi veni la aniversarea ta de 90 de ani. Nu știu, dar la 100 vin sigur. Păi, ce clasă, nu uita. Da. Da, colegi, cât clasă pe asta, așa, mă. Dumneavoastră, ce mai faceți? Dacă am ieșit aici, trebuie să spun ceva, nu? Sau nu vreți? Spuneți ceva, spuneți, dacă mă tot mai rog, nu poate. Haideți să facem cunoștință, poate tineretul nu mă cunoaște, că n-am fost din mult în Voloca, n-am văzut una seara de vreo 12 ani, n-am fost. Și mă numesc Bujor Mihaiță, m-am născut aici, în Voloca, într-o noapte. În Hrușovs, da, Ilie, în Hrușovs. Colegul meu, mai un coleg, numai colegi treci vățați. Până la ora 7 pe urmă ne facem noi binișor, da? Deci m-am născut într-o noapte și era mare bucurie în familia noastră că s-a născut băiat și nu fetiță. Toți erau deasupra mea, toți se uitau la mine să vadă frumusețea care s-a născut acolo. Bunica mea să uitați, să zis,
Ovidiu, Ovidiu, că tare nu-i frumos băiatul ăsta. Nașul meu de bucurie că s-a născut băiat și nu fetiță, în loc să-mi taie buricul, era să-mi taie altceva. Nu, era să-mi taie nasul, nu știu la ce v-ați gândit voi acolo. Bunica mea s-a uitat țintă la mine și a zis, bunelul meu, mă scuzați, s-a uitat țintă la mine și a zis, băi, să știți de la mine, băi, că cine se naște noaptea, ori moare, ori prost ca noaptea. Păi, după cum vedeți, eu n-am murit. Se vede de departe, da? Se vede. Așa. Da. Ce să vă spun, îmi place că râdeți, că vă place umorul. Uite, pentru tine, Nicolae Petrovici, închipui. Imaginați-vă că e prima zi de școală, 1 septembrie, în clasa 1. Ți-aduce aminte cum a fost treaba asta, nu? Da? Învățătorul face apelul după alfabet. Bună ziua, copii! Copiii răspund, bună ziua, domnul învățător! Facem apelul după alfabet. Facem, da. Așa, primul, Averescu. Prezent, domnul învățător. Măi, Averescu, măi, băi, tatăl tău unde lucrează, măi? Domnul profesor, măi, tatăl meu e primar. Primar, măi? Păi treci în bancă întâi, măi, aici în față, lângă mine, măi. Să mergem mai departe, Bostan, prezent domnul învățător. Măi, dar tatăl tău unde lucrează, măi? Tatăl meu la o fabrică aici în Cernăuți. La fabrică, măi? Stai acum în banca magarilor, măi, cu tot cu fabrica ta. Mergem mai departe, următorul, prezent domnul învățător. Măi, dar tatăl tău unde lucrează, măi? Tatăl meu la piață, domnul învățător. La piață, și ce face el acolo, măi? E macelar, domnul învățător, măi, treci tu în banca întâi, măi, aici. Aici încă primăraș, companie foarte bună, primarul, măcelarul, merge mai departe, prezent domnul învățător, măi, dar tatăl tău unde-i, măi? La poliție, la poliție. Păi treci tu în banca întâi, măi, aici în compania asta, primarul, măcelarul, și ce face tatăl tău la poliție, măi? Păi nu știu, că abia seara l-au luat. Așa? Așa. Intră Basilica în casă și strigă, mamă, mamă, acolo în parc, lângă blocul nostru, doi în pielea goală, așa se cuprind, așa se sărută, mamă, nu știu, taci, măi, Basilica, sunt niște nebuni, măi, ei, mamico, nu, ea poate e nebună, dar el e tăticul nostru. Mergem mai departe sau ne oprim aici, cum ziceți? Mergem mai departe. Îmi dai voi mai departe, da? Haideți ceva din umorul mai popular, așa. Mă rog să mă scuzați dacă nu-i chiar bine ce spun eu, dar să știți că se întâmplă și de astea. Lui Popa i-au furat bicicleta. Nu erau timpuri când Popa îmbla cu bicicleta, nu cu Mercedes-ul, așa? Vine la șeful de post, la șeful de poliție și zice, domnule șeful, mi-am furat bicicleta și am nevoie de dânsa, trebuie să îmblă încoace, încolo și n-am ce face, doar nu-i un măr sau un ac ca să se piardă așa, să-l bagi în sân, să nu vadă nimeni. Ajutați-mă, bine domnule, bine te ajutăm. Numai și mă ta, faci un lucru pe care te rugăm noi, mâine, după slujbă, când o să spui cele 10 porunci, când îi spune nu fura, te uiți așa prin prejur să vezi bărbații cum se uită la dumneata, poate cineva se întoarce capul, poate roșește, o să știi cine ți-a furat bicicleta. Bine, bine, a făcut Popa. A doua zi vine la șeful de poliție și îi spune, domnule șef, am făcut cum ați spus dumneavoastră, am făcut. După slujbă am spus cele 10 porunci, am spus nu huli cuvântul Domnului, nu ucide, stimează-ți părinții. Și când am ajuns, nu prea curvi, mi-am adus aminte unde am lăsat bicicleta. Bine,
Vine unul la medic, vine un bărbat la medic și zice: Domnul medic, vă mulțumesc de suflet, domnul medic, știți ce bucurie mi-ați făcut? Vă aduceți aminte de mine. Nu, domnul, nu te cunosc, nu știu. Domnul doctor, am venit la dumneavoastră cu niște probleme. Uite, domnul doctor, probleme. Ce, cu colpeatul e rău? Nu, domnul doctor, cu sculatul era mai rău, domnul doctor. Cine a stat, avea niște probleme sexuale, nu fi chiar bune, mi-a dat niște pastile, domnul doctor, și acum sunt ceva nevoipomenit, domnul doctor. Ori pe pereți în sub, domnul doctor, toți sunt mulțumit, și eu sunt mulțumit, da? Acum mi-am adus aminte de mâna ta, domnule, da? Bine că ești mulțumit, dar soția dumneavoastră e mulțumită și ea? Nu știu, domnul doctor, că eu acasă când n-am ajuns. Și din omorul popular, chiar popular, înregistrat aici, în raionul Hliboca. Vă rog să mă scuzați dacă atât de mult vorbesc, dar așa e profesia mea, n-am ce face. Deci s-au căsătorit doi. S-au căsătorit, au făcut nunta și după nuntă, seara, cred că știți ce se întâmplă când tinere, într-o... Ascultă bine că te mărești tu, dar ascultă aici. Între în casa lor, în casa pregătită pentru noaptea, prima noapte cu dragoste, așa, au făcut un duș, el a băut un pahar cu vin, s-a culcat cu fața la perete și nani. Ia se uită, zice, bă, ce iasă cu noi? Măi, ne-am căsătorit prima noapte și nimic, s-a întors cu fața la perete și nimic. Ah, poate au obosit azi, au obosit, cred că a fost nunta, primăria, biserica, oaspeți mulți, au obosit. Lasă, doarmă noaptea asta, dar mâine e al meu. A doua seară, luat masa de seară, a băut el două, trei pahare de vin, s-a culcat cu fața la perete și nani. A treia seară la fel, a patra la fel, două săptămâni la rând, fața la perete și nani. Ia să gândim ce să fie. A luat inima în timp și a mers la mama soacră. Vine și spune, mă scuzați, mi-e rușine, dar înțelegeți-mă, suntem căsătoriți de două săptămâni și nimic. Bea două pahare de vin, se culcă cu fața la perete și nani. Lasă tot că știe eu ce ești. Lasă că știu. El nu știe ce să facă băiatul. Uite, mâine merge cu tatăl lui la stână. Berbecii în perioada asta sunt activi. O să vadă ce fac berbecii și o să știe ce să facă și el mai departe. Zi și făcut. A doua zi de dimineață merge cu taică-său la stână, stă toată ziua la stână până seara târziu, vine acasă, mănâncă, se spală, bea 5 pahare cu vin, se culcă cu fața la perete și nani. El întreabă, băi, tu la stână ai fost azi? Am fost. Ai văzut cum fac berbeci? Am văzut. Și cum fac ei? Dar cum se fac? Ca berbeci. Be... Atât e destul că pentru astăzi vă invităm pe toți pe data de 18, după sărbătoarea asta fotbaliștilor, la ora 3 o să avem un concert aici cu ansamblu Păcală. Veniți, o să vă placă. Și atunci o să vedeți mai multe. La revedere, toate cele bune! Multe cuvinte s-au spus în această seară, cuvinte de bine, urări de sănătate și noi ne urăm și noi aceste cuvinte. Vă dorim multă sănătate, că este mai scumpă decât toate, realizări care le-a spus în gândul dumneavoastră să se îndeplinească și primiți un mic cadou, că ne-ați educat acești 7 ani, ne-ați fost cadou al doilea tată, ne-ați îndrumat. Ne-a spus un sfat, ne-a îndrumat pe un drum drept. Primiți acest cadou din partea noastră și la mulți ani!
Bună seara, stimați vălăceni. Îmi permiteți și mie să mă adaug de felicitările frumoase care s-au acordat în adresa lui domnului Nicolae Petrovici Mintenko. Nicolae Petrovici, eu vă mulțumesc în viață că ne-am întâlnit. Mulțumesc în viață că au fost foarte multe întrebări care le-am rezolvat comun. Eu vreau să vă doresc, dumneavoastră, în viitor, să fiți sănătoși, în primul rând. Familia dumneavoastră, să aibă bucurie și dumneavoastră bucurie din familie. Vălăcenii, cum vă stimează, să vă stimează mulți, mulți ani înainte. Și talentul care vă dat Dumnezeu, să vă înmulțiți și mulți copii care astăzi sunt aici în sala asta, care vă felicitat și mai departe să vă urmeze talentul dumneavoastră. Și mulțumesc la muzicanții din Vâlocea și care sunt adăugați la tarapul muzicanților, la comunitatea muzicanților din Vâlocea, care sunt și întrețin acele bune fapte, acele istorice și, putem spune, întrețineri a culturii noastre române care sunt astăzi. Nicolae Petrovici, încă o dată vă mulțumesc din inimă, încă o dată vă doresc sănătate. De Doamne, să aveți sănătate și vă îndeplinească toate a dumneavoastră idei și mai departe. Vălăcenii, să fiți sănătoși, Nicolae Petrovici sănătos, muzicanții sănătoși, să vivă din centru Nicolae Petrovici. O poezie, măcar o dată în viața lui, așa este și un cântec care începe. Citesc două poezioare, nu vă rețin timp. Deci o poezie se numește Curge timpul. Din zenit soarele-mi cerne câte o rază de suspin, un buchet de primăvară scumpă mamă ți-l închin. Limba clopotelor strigă, spărgând visul cel priveag, un mănunche de viorele ți-am adus, măicuță în prag. Fuge lacrima pe gene și adorme pe obraș, că-ți ofer maică pierdută, zâmbet cald, cu iz de faci, tragi, curge timpul din clepsidră, vrea să fugă spre izvor, tristă mamă, din o casă, căște cheamă-l caselor. Ars la tâmple, timpul fuge, zbor dureri spre cripta ta, fie Dumnezeu cu tine, dulce mamă, dulce stea. Sunt mulți de o poezie care le va lăsa o povață în viață. Învață de la soare ca să zâmbești ca el, învață de la lună ca ea să luminezi. De la furnică învață să muncești cu har, de la albin învață ca să colegi nectar. Învață de la ploaie pământul ar să-l uzi și de la munte învață furtunele să înfrunți. Învață de la dascăli în mâini cartea soții, învață de la oameni cu tâmple argintei. Învață de la mamă să fii dulce ca ea. Învață de la Domnul ca El să poți ierta. Să joar pe o pluzule
se face doar de bine.
mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase spuse la adresa mea, adresa colectivului de orchestranți, de muzicanți. Și rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate, fericire, tot binele de în lume. Și nu pot să nu aduc mulțumire și domnului consul care a găsit timp pentru a ne onora cu prezența sa această sărbătoare, să le dea lui și la toți colaboratorii lui multă sănătate, fericire. Și nu pot, încă o dată și nu ultimul rând, să acord, să adresez cuvinte frumoase de laudă membrilor orchestrei noastre din Voloca, condusă de domnul Ioniță Onofriciu. Să trăiască mult și fericit an! Continuăm sărbătoarea, mă rog, coborâți de vale în sala sportivă și să mai continuăm paharul de vorbă. Mă rog frumos! De suflet, în această seară, domnul Mintenco, vă adresez un mesaj de salut din partea redacției emisiunii în limba română a companiei de stat de televiziune și radiodifuziune Cernăuți, a cărei oaspete și nu numai oaspete, și crainic ați fost și sperăm că veți fi mulți, mulți ani în șir în continuare. Domnul Mintencu, din grădina cu flori multe ale acestei toamne bogate și din parfumul lor minunat, primiți un dar cele mai alese urări de pace și sănătate, bunăstare și bucurie nemărginite. Trece timpul, se duc anii, dar nimeni niciodată nu va uita ființa dumneavoastră firavă, vocea pătrunzătoare și povețele binefăcătoare. Fie ca ziua de astăzi să rămână asemenea unei raze de soare în inimile dumneavoastră. Am trăit cu toții clipe de neuitat. Să ne trăiți, maestre, să creați, căci ceea ce faceți dumneavoastră este tezaurul nostru, e lada pomorilor noastre. Să dea bunul Dumnezeu să ne vedem mai peste vreo 50. La mai mult și la mai mare! Care vrea să fac. Am primit un buchet de flori de la alți colegi de clasă, de la doamna Vicheruca Doghei. Eu îmi cer scuze că n-am știut deodată, n-am găsit din partea cu ei. Să-i mulțumesc din toată inima pentru acest cadou frumos. Vicherea Doghei.
Și domnul dirijor, un buchet de flori.
Cel ce a început odată cu mine,
Băieți, o mulțumesc Andreas pentru domnul Sfântăreasă. Da, da, da. 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 Da, da, da.